Alături de noi se află arhimandritul Nicodim Gheorghiță, pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre ideea construirii acestui drum al crucii, presărat cu 14 troițe de la poarta Bucuria Crucii până la Sfânta Mănăstire Hadendru. Păi acest gând l-am avut după o vizită făcută în Țara Sfântă și apoi prima haină monahală a mea a fost la Sfânta Mănăstire Hodor Bodrog, unde unicat în țară, aș putea spune, această mănăstire frumoasă și cea mai veche din țară, are peste 800 de ani, acest monument istoric, unde și are și icoana Făcătoare de Minuni, descoperită acolo. Am văzut frumoasa procesiune și m-a impresionat foarte mult. Și atunci am zis că se aseamănă, deși la noi este totuși un deal, cum îl numesc Maramureșenii, Atosul Moldovenesc, am zis că l-am urcat foarte greu cu piciorul. În trecut n-aveam nici drum de căruță. Am simțit singurel ce înseamnă să urci pe jos atâția ani de zile la început și materiale și celelalte greutăți care le-am avut. Veneau credincioși chiar din Mogoșești pe jos. Și atunci să și mulțumim lui Dumnezeu, să simțim cu adevărat drumul crucii. Am rugat ucenicii, fiii duhovnicești, haideți cu darul lui Hristos să realizăm acest frumos drum al crucii. Și bine ați văzut acolo, poarta Bucuriei a crucii, începând de acolo până în dealul mare, a 14-a troiță, ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu și în fiecare an, cum spuneați bine, avem prezența ierarhului. Am avut și doi ierarhi la acest hram, îl putem numi, că a luat o mare amploare în ultima vreme, sunt mii de pelerini care se pierindă și vin și parcurg drumul crucii, care în mezi de noapte cu lumânări aprinse, în mezul nopții și a doua zi cu ierarhul care va fi presânsul Antonie de Bălți din Basarabia, va sluji la hramul acesta, la drumul crucii. Dragoveasă, părinte, cum amintiți de momentul ridicării acestor sfinte troițe? A fost extraordinar de ușoară realizarea drumului crucii, fiindcă ne-a dat Dumnezeu în primire, cum spunea bine înalt preasfințitul Calinic, când pe timpul când era la Iași, s-a dat Maica Domnului o a doua obște. Și au fost de acord cu zâmbetul fiecare, foarte fericiți, impresionați de acest gând frumos și plăcut înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și da, haideți să ne unim și să ridicăm acest drum al crucii. Deși ei au fost împreună cu mine în Țara Sfântă, au pus un bănuț acolo și s-a ridicat foarte ușor și foarte repede s-a format drumul cruce. Cât de important este ca un demnitar să iubească biserica și să asculte sfatul unui duhovnic? Oriunde ai fi, orice funcție ai avea, ai ocupa, fără a fi un bun creștin, n-ajungi nimic în viață. Și sunt foarte plăcut de impresionat de autoritățile de care îmi vorbiți. De pildă am să recunosc ucenici chiar parlamentari, deputați, senatori și în ultimul rând sunt duhovnicul la foarte mulți primari. Vreau să vă spun că avem de toate culorile politice primari, dar i-am făcut în așa fel și am atras în grădina Maicii Domnului cu un cuvânt bun și a ajuns în inimă bună și au devenit fii duhovnicești de peste 34 de ani. Cinste acești oameni, fii duhovnicești, fiindcă la cuvântul meu de învățătură și ascultarea care a avut-o față de duhovnicul lor, au ridicat biserici, cum ar fi Comuna Ipatele. Este dat un exemplu viu să dea Dumnezeu toate comunile noastre să aibă și satele noastre așa primar, domnul Gene Porsenar Costică, cum ar fi Comuna Mironeasa, iarăși fiii mei duhovnicești, Curcudel, Elena și Dumitru, care nu de mult a sfințit o prea frumoasă sora mănăstirii noastre, pot să spun, realizată extraordinar, mă refer și la arhitectură și la pictură. Acești oameni s-au implicat cu suflet și cu trup. Cu darul lui Dumnezeu a fost prezent în alt preasfințitul nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și a Bucovinei, și acești fii duhovnicești a mei au rămas foarte mulțumiți sufletește.
mulțumirea lor sufletească tot îi învăț să rămână, că sus în ceruri vor intra într-o casă nezidită de mână omenească. Așa că să dea slavă Lui Dumnezeu ce a făcut și a lăsat comunității. Ne spuneți care va fi cu exactitate programul liturgic din ziua de dinainte și în ziua pomenirii înălțării Sfintei Cruci? Cea mai mare binecuvântare avem la cezul al Cruci, că în al preasfințul nostru Mitropolit Teofan a binecuvântat de fiecare dată prezența ierarhului. De data aceasta va fi prezent preasfințul Părinte Episcop Antonie de Bălț, Basarabia, care va sosi probabil că în ajun de cu seară. Bine, credincioși sunt obișnuiți iarăși din nou cu slujbe de noapte, va fi scoasă tot așa în ajunul prăznirii înălțării Sfintei Cruci icoana Făcătoare de Minuni în procesiune. Seara va fi priveghere cu litie. După priveghere se va scoate Sfânta icoană Făcătoare de Minuni, va fi depusă în baldachinul din stânga altarului de vară. Apoi cuvânt de învățătură, taina Sfântului Maslu, slujba de miezul nopții, utrenia, iar joi pe 14 septembrie ora 7:45 întâmpinarea ierarhului, ora 8 Sfânta Liturghie, ora 10 procesiunea Drumului Cruci, ora 19 seara introducerea icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului în Biserica Monument. Foarte mulți pelerini chiar de la Maramureș, Borșa, din Dulcea Bucovina, din toate colțurile țării. Deja sunt anunțate foarte multe autocare venind chiar din ajun. I-au mai spus, un creștin bun știe pentru ce vine, regăsește atât timp cât vine cu credință, cu evlavie și cu smerenie. Din ce înseamnă a parcurge drumul crucii, este ceva unicat în viața noastră. Sunt pelerini care chiar coboară din autocare pe parcursul săptămânii când urc pe dealul Mănăstirii Hadâmbu și parcurg drumul crucii până sus. Pe jos vin, pe jos pleacă. Așa că să vă ajute milosivul Dumnezeu, să ajungem cu bine, să ne bucurăm într-o slava lui Dumnezeu pentru slujba arhierească, prezența ierarhului și marea sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci.